Gata. Și cum se ajunge la fienul ăsta? Și-a luat bagaj? Nu, dragă, nu mi-a spus nimic. Nimic. Eu. Vino puțin. Auzi? Ce este? Trebuie să plec la fie. La fie? Da. Am un dron acum la 3 și... 3 ceva. Cum așa? Ce s-a întâmplat? Bă, am o chestie. Am problemă de familie. Și cu armata ce faci? Până vin jur la București. Și ce? Dă telefon la București, dacă ți-aprobă București. Bine, la acolo, așa... De ce să-ți fac, măi, băiatule? Eu știi că eu mâine am filmare și tu vii toate prostii. Nu l-ai păluț aici? Păi, dar ce? Eu am nevoie de 2 aparate, de-aia l-am adus. Lasă-mă că mi-aduc și unul, ce? Am o problemă în familie. Dacă ți-aprobă București, tu bine, eu deci nu. Nu, nu, dacă tu amestești problemele de familie cu probleme de producție... Tu vorbești, mă, păi dar cu fata aia ce ai avut? Deci, nu, să știi că nu-ți mai permis. Ei, nu, permis, nu-mi permis! Mă duc și așa, ce? Mă duc să văd pe fata aia. Nu mă privești. Ba te privește? Aici e nenorocirea că te privește și am să petrec cu ea o minunată noapte într-o cameră de hotel, ceea ce ții nu ți s-a întâmplat niciodată. Nu-ți permit. Nici... Ce nu-mi permis? Ce nu-mi permis? Întrebi. Mai mult chiar? Mai mult chiar? Mai mult chiar? Am să arunc cheia de fereastră și stau cu ea 2 nopți. Bine. Stai. Îți fac la forță, știi? Îți spun ce fac, mă. Stai puțin. Ajungem la București.